Salutare tuturor, eu sunt David și bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de SAMP, să-i spunem așa. Ei bine, mă băieți, astăzi încercăm Rage MP și ca să vă fac un scurt rezumat, Rage MP este viitorul SAMP. Adică ceea ce urmează după SAMP-ul de pe San Andreas o să fie gen GTA 5. MP, să zicem. Rage MP, așa se numește dezvoltatorul. Înainte să începem, fraților, v-aș ruga să apăsați acolo pe butonul de like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Am zis să-i dau drumul de aici din loading screen, pentru că vreau să vedem împreună ceea ce se întâmplă aici. Nu, n-am mai intrat până acum. Vom juca pe serverul lui Răduc, pentru că momentan doar aici putem. Am înțeles că pe Liberty, pe cel de la Nefrit, ai nevoie de ceva... de ceva acces, ăsta, din câte știu, este public și atunci de ce nu? Dar că să vedem ce se întâmplă cu loading-ul ăsta. Normal, ăsta este o versiune mult mai bună, deci e cu mult peste 5M, deoarece jocul este mult mai bine customizat. Ok, ne-a pus numele nostru de pe GTA, gen de pe GTA Online. Nu pot să modific asta, vă se văd astea. Ok, nu se văd, atunci hai să creăm aici. Sper să nu uit asta. Mail-ul putea să-l vedeți, nu mă deranjează. gmail.com. Nu avem la referal nimic. O să punem vârsta reală. Pac. Register. Bun, avem așa. Contul tău este al 2419 la înregistrat pe server. Bun, vedem că avem în bancă 50.000. Wow, chiar se mișcă super, gen. Se mișcă exact ca și GTA 5 single player. Ok. Ai fost transferat într-o altă lume, iar pentru început va trebui să începi examenul auto. Bun. Să obținem permisul de conducere. Hai să mergem, mă băieți. Sunt foarte entuziasmat pentru că aseară am avut un live stream foarte, foarte ok, unde am reacționat la clipuri vechi și m-a motivat foarte mult, însă am zis că, na, totuși să nu... ok, nu de aici. Totuși să nu intru pe SAMP, dar să vă fac plăcerea și să... intrăm pe următorul SAMP. Bun, ia să vedem. Avem exact comenzile noastre, mă băieți, ia să vedem. Exam. Bun. Direct proba practică. Ia să vedem. Asta l-am oprit. Ok, n-am început nimic la radio, deci e bine. Mergem acum, facem și noi examenul autocorect corespunzător. Mamă, băieți, vă dați seama când o să înceapă să... Am înțeles de la Ademar că până în vară lucrurile ar trebui să fie ok. Dar nu mai țin minte dacă mi-a zis dacă pe Behood sau pe Liberty. Momentan de la Bugged și de la Bizon nu știu nimic. Oricum, ideea e că ăsta e un server exact ca cu comenzile de pe SAMP, din câte am înțeles, deci cine a jucat SAMP nu o să aibă nicio problemă. Bun, hai să vedem. Acolo cred că ne arată treapta de viteză sau nu prea știu ce să zic. Ba da, dar schimbă ciudat, că nu e chiar atât de realism, mă, băieți. Hai să vedem. Ok. Bun, ia uite, aici avem și noi chiria pe 5M. Cred că se termină testul în curând. Vom face tutorialul, pentru că momentan suntem doar noi pe server. Serverul este în beta, îl aveți în descriere și puteți intra și voi oricând, dacă vreți să încercați să mai testați chestii pe aici. Nu știu însă serverul de... Discord. Bun. Obține licența de condus. Următorul pas. Să ții un telefon dintr-un 24/7. Bun. Avem aici un scooter. Presupun că e pentru noi. Hai să vedem GPS. Nu. Ok. Hai să vedem. 24/7 vreau să văd. Driving business. 24/7. Ok. Hai să mergem la... Wow, mi se pare super tare. Sper să dispară liniile alea, în schimb, că vedeți că au apărut niște linii acolo. Bine, repet, serverul este în beta, deci e normal să mai fie și alte erori. Ia să văd dacă dau asta de curiozitate. Da, în momentul nu mi-apare nimic, probabil, că încă sunt în tutorial. Hai să mergem să ne luăm și telefon. Mama, să fie de-alea șmechere, ca pe SAMP, să ții iPhone-ul, gen, să ai număr de telefon mai mic, să dai repri, mama. Chiar sunt așa entuziasmat. Sunt sigur că o să rupă ăsta când apare. Sunt 100% sigur, pentru că pentru GTA 5 deja nu-ți mai trebuie spațiu.
Bun, hai să vedem, băieți. Au dispărut și liniile acelea. Ai ajuns la destinația dorită. Bye. Ia uite, mă, băieți, mai nu te joci cu noi. Cell phone. Bun. 55500, bă, mi-e place numărul ăsta. Call sau SMS pentru... Ok. Păi și stai așa. Următorul pas este de a-ți lua telefon, carte de credit, carte de telefon și credit. Ok, 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 că nu știam nici nu mi-a dat ăsta, nu? Bun. Hai să vedem. Ok, și phone credit. Bun. Următorul pas pe care trebuie să faci este de a-ți schimba skin-ul. Ok, hai să mergem. Bine, văd că ne-a pus direct, deci nu mai trebuie să dau eu GPS, că data trecută am dat și de-aia. Deci în tutorial îți spune checkpoint-urile exact unde să mergi. Bun, hai să vedem, să schimbăm și skin-ul, mă, băieți. Wow, abia aștept să se populeze. Să vedem și noi ce iese. Ok, ia să vedem. E muzica după GTA, sper să n-am probleme. Hai să vedem. O să iau skin-ul ăsta momentan. Hai să ieșim mai repede. Și acum să mergem la job. Jobs. Cred că trebuie să dau select de aici. Ok, am pus la tracker pentru că mă bate puțin meniu. Ori de la ceva scripturi care nu merg corect, ori nu știu. Dar hai să vedem. Facem tracker, că toată lumea a început. Eu nu cred că ați început direct cu alte joburi. Eu personal am început direct cu tracker. Mamă, să bage băieții facțiuni, să rupem puțin norma. Dar nu te mai duci ca și cu... ca și pe sample. Îi spamam un pic cât rău. Bine, să duce mai tare, dar... oricum, nu la fel de tare. Mi se pare interesant că păstrează schema de pe sample și o să rămână mașinile default, din câte știu eu, mașinile jocului. Dai seama, după aia când o să apară mult pe curci pentru asta, wow, eu chiar sunt foarte fascinat de ideea asta. Hai să vedem. Nu uitați, băieți, că în seara asta la ora 23 vom fi live din nou. Bun. Y to get a job. Ai ales jobul tracker. Aici ești un camionagiu ce transportă marfă dintr-o parte în alta a hărții cu ajutorul camionului primit. În funcție de skill-ul deținut, poți debloca alte marfuri, precum cele ilegale. Ok. Am terminat asta. Ai fost transferat în lumea virtuală normală. Bine, momentan nu cred că e nimeni după home, cred că mă uit la player. Nu, pe ce am apăsat, frate? Eu nu vreau. Ok, cred că am făcut eu vreo prostie. Dar eu vreau să-mi iau camion. A, workplace, uite. Hai să vedem, work. Și după doi... Mamă, băieți! Băieți, voi vedeți acolo că avem aia cu start-stop engine. Bun, vreau să fac și o tură de asta de tracker. Mi se pare genial. Stai că nu mai e camionul acolo. O luăm așa puțin pe fentă, că oricum nu mai e nimeni. Seatbelt. Ok, nu știu cum să o pun momentan. Ia stai. Da, nu există comanda. Fârnele lasă de dorit la camionul ăsta. Deci aveți grijă, băieți, când o fi să se deschide. Stai că nu mi-apare. Da, nu știu pe ce am dat aici, că nu prea le văd bine, dar în fine, hai să luăm noi remorca. Facem cursa asta, da, băieții, repet, va trebui... Uite, avem flip trailer în caz că pățim ceva. Băieții mei au de lucrat, dar oricum, e la un nivel jucabil. Și probabil e de la mine, deci nu neapărat de la băieți. Hai că am început bine. Ce am făcut, mă, nene, mă? Trebuie să agăț iară remorca asta. Ce am făcut, mă, nene, mă? Flip trailer. Ok, remorca ta a fost întoarsă. Dacă mai dau puțin să vedem dacă putem să o luăm de aici. Bă, dar trec prin ea. Deci ceva nu e ok. Băieți? Cred că am apusat eu pe ceva. Parker descuiar. Ce-am făcut? Am apăsat pe G, m-a coborât, m-a urcat la loc.
A, mă pune pe gâgenă, m-a apăsat. A, ok, am înțeles. Mă punea în dreapta. Bun, hai să vedem, mă, băieți. Vreau să fac și eu cursa asta, da. Uite, se apare combustibil infinit. În fine, o să încerc să merg fără remorcă, să văd dacă se întâmplă ceva. Dar, mă, sigur, nu o să meargă sau o să-mi dea că mi-a ieșuat misiunea. Doar cum, mă, băieți, repet, serverul este în beta. Da, nu s-a dat încă drumul la server să spui că are, gen, poți să te joci pe el, dar e clar că e beta din... Te fascinează când vezi chestiile alea după SAMP, după părerea mea. Da, dacă scriu panel... ragepanel.bihook.ro și forum.bihook.ro. Ok, deci asta e forumul lor, nu s-a schimbat nimic. Hai să mergem, uite, vedem bizurile pe hartă, băieți. A, uite, și pe Z vedem, asta tot căutam eu. Dacă aveți nevoie și vreun tutorial pentru instalare, băieți, să-mi spuneți acolo și vă voi ajuta cu mare plăcere. Vom face un episod și legat de acest lucru. Deci, momentan, ok, tot aici. Bun, ia uite, level 1, civili. Dacă dăm stats. Ia uite, mă, băieți, ăsta e, mă, sample, ăsta e sample. Asta vreau să văd eu. Și fai avem oare farmecul lui, dar când ai crescut cu asta, tot la asta te întorci. Bine, normal, nu o să lăsăm seria de GTA Real Life. Acolo e total altceva, acolo e roleplay, advanced roleplay, aici avem RPG. Pac. Hai să vedem că mai avem puțin. Bine, sunt sigur că o să-mi dă eroare, dar măcar am încercat. Hai să vedem. Sper să nu se deschidă serverul fix când sunt eu în sesiune, că își pierde startul garantat. Mamă, dar ne bagă cu camionul pe niște străduțe de numai ele știu. Mamă, dacă eram și cu remorca după mine... Ia să vedem. Nu e atașat remorca de tir. A... Tac, nu aveam oricum comanda. În fine, ia să vedem. Kill, căpă. Bun, am pierdut vehiculul de la job. Bun, mă, băieți, cam asta a fost și cu episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Sper să iasă cât mai repede serverul ăsta oficial. To take the garbage, ok. Bun. Până data viitoare, eu am fost David și nu uitați că ne vedem diseară la ora 23 pe livestream. Baftă, băieți!